Încă un sector din București rămâne fără primar. Nicolae Ionțanu a fost reținut. Procurorii anticorupție îl acuză de luare de mită într-un dosar cu retrocedări ilegale. Alături de primarul sectorului 2 au fost reținuți secretarul primăriei și avocata Loredana Radu, care îi reprezintă și pe fostul premier Victor Ponta și pe fostul vicepremier Gabriel Oprea. Anchetatorii spun că aceasta din urmă ar fi fost intermediar între Nicolae Ionțanu și un om de afaceri de la care edilul ar fi primit 1500 de metri pătrați de teren.